Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, filiala din Mehedinți, anunță că va declanșa o serie de proteste pentru creșterea veniturilor lucrătorilor. Reprezentanții organizației se declară dezamăgiți de creșterea cu doar 41 de lei a salariului minim net anunțată de guvern. Așa cum am și discutat, rămâne pentru data de 28 ianuarie, începând cu ora 10, să vă mobilizați toți membrii de sindicat, toate sindicatele din componența cartelului Alfa, din toate domeniile de activitate, din comerț, din industrie, din apărare și ordine publică, din mediul bugetar, din administrație publică, toți din industrie, din servicii, toți reprezentanții să ne prezentăm la Prefectura Mehedinți, să transmitem mesajul pe care la nivel confederal național l-am stabilit de acord comun cu toate federațiile, să ne ținem de acest calendar al protestelor și să sperăm într-o rezolvare în ceea ce privește bunăstarea angajaților și a membrilor noștri de sindicat. Una dintre cele mai mari confederații sindicale, Cartel Alfa, susține că 40 de lei în plus la salariu minim cât a anunțat guvernul nu acoperă nici măcar cheltuielile suplimentare pentru măști și alte elemente pentru protecția individuală. Cartel Alfa a transmis că acest lucru este inacceptabil și a decis declanșarea unei serii de acțiuni de protest, având ca scop creșterea veniturilor lucrătorilor. Confederația Sindicală Cartel Alfa declanșează acțiuni de protest pe termen relativ lung. Revendicăm drepturi legitime ale lucrătorilor din România care în mod voit și lipsit de transparență sunt subminate de către actuala guvernare. Acțiunile noastre de protest vor pleca din nordul țării către București prin renumite caravane prin care vrem să atragem atenția opiniei publice și mai ales politicienilor și partenerilor noștri europeni că în România munca înseamnă aproape sclavie modernă. De ce este sclavie modernă? Fiindcă drepturile privind salarizarea lucrătorilor plătiți în zona salariului minim pe economie devine o obișnuință, iar majorarea acestor salarii se face derizoriu, cu doar 41 de lei net pe lună. Nu se justifică o creștere atât de mică a salariului minim. Nu politica de austeritate este soluția de traversare cu bine a crizei economice. Avem precedentul crizei financiare din 2010 care arată clar că modelul austerității a prelungit și a făcut mai dificilă revenirea. Reținând comerțul, și sunt și alături de colegii mei de la buget pentru revendicările care o să aibă loc. Ne manifestăm nemulțumirea față de guvern în ceea ce privește salariul minim pe economie. S-au adăugat numai 41 de lei, care este foarte, foarte puțin. Menținerea acestui nivel al salariului minim fără măsuri de înghețare a prețurilor este un furt din munca lucrătorilor în beneficiul acționarilor și capitalului. Pe 41 de lei pe net, în tot anul 2021, facem și noi o socotale, împărțim 41 de lei pe lună la 30 de zile, să vedeți că cu acești bani, dacă stăm prin parcările de la marketuri, și luăm câte 50 de bani, să poate să îi luăm de acolo, nu să așteptăm de la guvern să ne dea cu mila guvernului. În prezent, în România, productivitatea este la jumate din media Uniunii Europene, pe când salariile sunt doar la un sfert.